Până astăzi, în țara noastră au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11 decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, iar la ATI, în acest moment, sunt internați 184 de pacienți. În județul Maramureș a fost verificați peste 1.300 de cetățeni cu privire la respectarea măsurii de izolare la domiciliu. În timpul misiunilor au fost depistate, identificate și sancționate contravențional trei persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu. Acestea au fost introduse în carantină instituționalizată cu plata cheltuielilor aferente. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș le solicită cetățenilor să respecte normele stabilite de autorități în perioada stării de alertă, distanța de socializare și măsurile de igienă stabilite de către specialiști. Prin punctele de trecere a frontierei de stat au sosit ieri în țară 88 de maramureșeni care au intrat în autoizolare la domiciliu.